La poduri s-a avansat și s-a avansat frumos, pot spune. Eu mă duc foarte des acolo. Acum sunt etapele de pregătire a aducerii structurii metalice la podul Eroilor și respectiv la podul Dragalina se fac betonări pe structurile de data aceasta din beton armat care sunt pregătite. Se mai lucra la armare, dar a început și betonarea acolo. Va rezulta ceva foarte spectaculos, dar și mai important decât faptul că va rezulta ceva spectaculos, este că va ieși ceva foarte funcțional. În septembrie eu estimez că lucrările vor fi gata, n-aș putea spune când, dar dezideratul major este să fie gata ca să putem da drumul la trafic până la începerea școlilor.